Bunicii sunt niște părinți ceva mai înțelepți. Apropo de relația nepot-bunic, e absolut necesară. Bunica mea a constatat că eu am un miros foarte dezvoltat, simțeam diverse parfumuri, îmi plăceau și florile, făceam tot felul de construcții și s-a gândit că s-ar putea să mănânc ceva mai bine sau să accept laptele pe care îl primeam absolut deloc, dacă îmi pune un pic de cicoare în el. Și pentru că, în fine, beam două guri și gata, nu mai pot. S-a gândit cum să facă să vină mai puțin odată. Pe vremea aia nu existau paie de plastică acum. Da, da. Am dus un mănunchi de macaroane care erau discret diferit colorate, unele mai galben aurii, unele mai maronii, unele mai după cum erau cereale, mai integrale. Și mi-a zis, ia-ți, alegeți un pai de aici, de culoarea care vrei tu. M-am manipulat așa un pic emoțional, că dacă a fost alegerea mea, trebuia să-l și încerc paiul ăla. Da. Și când bei puțin, puțin cu paiul, până la urmă termin ce ai de băut acolo.